Primăria Buzău organizează la finele acestei săptămâni, împreună cu Asociația Culturală Spectaculis, prima ediție a festivalului concurs de muzică populară Benone Sinulescu, manifestare care are ca scop celebrarea marelui cântăreț buzoian Benone Sinulescu. Ideea a plecat de la primarul Constantin Toma, care a ținut să organizeze un astfel de eveniment pentru artistul care a dus numele Buzăului în lume prin cântecele sale. Edilul speră ca festivalul să devină o tradiție la noi în oraș. Această lună mai să rămână pentru totdeauna sfârșitul lunii, să rămână un festival de muzică populară, denumirea de Benone Sinulescu, care să fie cel mai important eveniment de muzică populară din România. Este un lucru foarte important, muzica populară și dansul popular este extrem de iubit la Buzău. Nu mai spun că mi-aduc aminte cu plăcere și așa cred că a început să-mi placă și muzica populară și dansul popular și versul popular mai ales. După ce, când eram mic, cred că tot Buzău era gol și veneau toți cu căruțele, vorbesc de la țară, să vină la Drăgaică. Din jurul festivalului fac parte Benone Sinulescu, Angela Buciu, Tiberiu Ceia, Lazar Novac, George Stanca, Cristian Popescu și Florentina Adriana Stuparu, care vor avea de evaluat soliștii din trei grupe de vârste diferite, iar probele se vor susține la sala de evenimente a unui hotel. De asemenea, pe parcursul celor două zile de festival, buzoienii vor putea urmări pe scena din Piața Dacia importante voci ale muzicii populare. Toți prietenii despre care s-a vorbit, Benone Sinulescu, ne bucurăm că au răspuns prezent. Sunt unele dintre cele mai mari nume din muzica populară românească. Trebuie să dăm o șansă și celor tineri foarte buni care îi aducem aici. Deci aveți câțiva tineri foarte buni care vor veni să cânte, câștigători de festivaluri și ei. Deci cam toți cei care vin acolo sunt câștigători de festivaluri și sunt oameni care fac cinste locului în care s-au născut și României peste tot în lume. Festivalul Benone Sinulescu se va desfășura la Buzău pe 27 și 28 mai. Artistul buzoian se poate mândri că este singurul artist român care are un festival în timpul vieții. Nea Beni, pe 24 mai, va împlini 80 de ani. Am ajuns să nu mai pot. Tinerețe, viață dulce, vino, vino, nu te duce, măi dorule, dor. Tinerețe, viață dulce, te-aș ține de mine, te-ai duce, măi dorule, dor.